Ciorbică doar din trei ingrediente și condimente. O ciorbă sănătoasă pentru diabetici și pentru cei la regim. Bine v-am găsit, dragii mei! Așa cum v-am obișnuit în fiecare videoclip, vin cu mii de mulțumiri tuturor celor care ați venit noi pe canalul meu. Și să vă rog pe cei care n-ați făcut-o să apăsați clopoțelul și nu costă bani, este gratis. Dragii mei, astăzi vreau să fac o rețetă foarte simplă din trei ingrediente, doar trei. Însă foarte sănătoasă și foarte, foarte gustoasă. Pentru rețetă, în cazul meu, am nevoie de, aici am carne de vită pe care am porționat-o, 500 de grame, 500 de grame de creveți, vă rog frumos, băgați în meniu, sunt foarte, foarte sănătoși. Iar aici am muncit în vara asta am muncit aproximativ 3 ore, am făcut salacilat și acum toată iarna mă folosesc de el. Pentru că am toate legumele acolo și inclusiv și rădăcinoase care nu sunt bune diabeticilor, însă prin conservare sunt foarte, foarte bune. Ele nu mai sunt dulci, sunt ușor acrișoare. Aici am borș de casă făcut de mine și sare. Dăm drumul la treabă. Voi pune oală pe foc. Adaug carnea de vită. Și o voi lăsa să fiarbă aproximativ 40 de minute, după care vă arăt cum continui. Pentru a avea zeama de la ciorbă cât mai limpede, iau spuma. Și voi mai lăsa să fiarbă aproximativ 20 de minute. Dragii mei, carnea a fiert, am mai pus apă, am mai lăsat să fiarbă, adaug salacilatul. Și mai las 5 minute să fiarbă. Dragii mei, a clocotit foarte bine salacilatul, acum adaug creveții. Creveții vor înlocui cartofii, fideaua, tot ce nu este sănătos. Orezul, încercați și voi, va avea un gust deosebit și foarte sănătos. Voi adăuga foarte puțină sare. Salacilatul are sare și atunci nu trebuie să mâncăm sărat. Sarea nu este bună în exces. Mai las să fiarbă 5-6 minute, creveții fier foarte repede, sunt foarte gustoși și foarte sănătoși. Dragii mei, a clocotit foarte bine după 4 minute, adaug borș. Și mai las să fiarbă până când clocotește și borșul. A clocotit, după ceva timp am oprit focul. Adaug verdeața, mărar și leuștean. Și așa arată ciorba din doar trei ingrediente. Uitați cât de bine arată. Eu asta am vrut să vă prezint astăzi. O ciorbă ușor de făcut, nu foarte scumpă și foarte, foarte sănătoasă. Dragii mei, mâine voi veni cu
un videoclip de toamnă, de sezon. Vă voi arăta cum se pune corect castraveții la murat și murăturile asortate. Vă pup, vă îmbrățișez și ne auzim la un nou videoclip.